este de sărbătoare pentru că suntem împreună în părtășie cu frații și cu surorile și ne amintim astăzi și sărbătorim faptul că Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut, a coborât la noi, aici în vale și prin valea aceasta plângerii a suspinilor a transformat-o într-o vale a bucuriei cu El, dacă pot spune așa. Cu alte cuvinte, suntem în vale, trecem prin lumea aceasta, dar avem nădejdea aceasta și avem promisiunea lui Hristos că El va fi cu noi până la sfârșit. Glorificat să fie numele Domnului. Amin. Și mă gândeam astăzi, pentru că sunt puține texte de care vorbesc de nașterea Mântuitorului, mă gândesc că s-a vorbit din acele texte, mă gândesc la un aspect despre care vreau să vorbesc. Omul acesta, Balaam, care nu era un om din poporul Israel, inspirat de Duhul Dumnezeu, spunea, așa zice omul care are ochii deschiși. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu. Și rostește o exclamație atât de frumoasă și spunea el, îl văd. Îl văd. Aleluia. Și mă gândeam la aceste cuvinte și mă gândeam la textele care vorbesc despre nașterea Mântuitorului și mi-am dat seama că mai în toate textele se vorbește despre a-L vedea pe El. Și aș vrea să vorbesc despre lucrul acesta. Ce presupune să-L vezi pe Iisus cu adevărat în sărbătoare? Ce presupune lucrul acesta? Și ne vom uita în mai multe texte din Scriptură, dar îmi doresc din toată inima, în tot ce facem noi, fiecare personal, în sărbătoarea aceasta și nu numai, în tot ce facem în închinarea noastră, în tot ce facem în proclamarea noastră, să se vadă Hristos binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Omul acesta striga cu mii de ani în urmă, îl văd, dar nu acum, îl zăresc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob. Și un prim lucru despre care aș vrea să vorbesc este tocmai această lumină, această stea care a răsărit. Cuvântul Domnului spune în Isaia, în capitolul 9, despre un popor care umbla în întuneric, spune așa, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Versetul 2, poporul care umbla în întuneric, spune aici, vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Glorificat să fie Domnul. Spunea Domnul Iisus Hristos, eu sunt lumina lumii, eu sunt adevărata lumină, eu am venit ca să aduc lumină în întuneric, în beznă, în inimi întunecate de păcat și de groază. Eu am venit să aduc lumină, glorificat să fie Domnul. Și știți de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Spunea Zaharia într-o profeție în Luca, în capitolul 1, când vorbea despre Mântuitorul, spunea că a făcut Dumnezeu ceva. Haideți să deschide la Luca 2, spune așa, la Luca 1. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. De ce? Pentru că Dumnezeu a avut îndurare față de noi, glorificat să fie Dumnezeu. Pentru că noi nu aveam nicio șansă pe pământul acesta ca să ne împace cineva cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră și spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și spune aici, și noi am privit spre slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Și spunea cuvântul Domnului în continuare, versetul 16, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, spune aici, acela l-a făcut cunoscut. N-aveam nicio șansă.
Dar prin Iisus Hristos avem această șansă și ni s-a făcut cunoscut Dumnezeu. Aleluia. Lumina aceasta, aleluia, durarea Lui a coborât și în viața noastră și astăzi la Micești. Aleluia. Ne bucurăm de lumina care a luminat atunci și care luminează și astăzi. Și lumina aceasta este Iisus Hristos, glorificat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Ce vezi? Ce vezi în sărbătoare? Ce vezi în viața ta? Oare lumina aceasta luminează în fiecare unghier al vieții tale? Da. De multe ori s-ar putea, prin alergătura noastră de sărbătoare, prin felul în care poate de multe ori ne agităm, poate mese încărcate, cadouri, nu spun că sunt rele, dar s-ar putea Iisus Hristos să fie încet, încet la o parte. Și lumina aceasta puternică să nu mai lumineze atât de tare. Pentru că spunea Domnul, spunea Zaharia despre Dumnezeu, El este soarele care răsare în înălțime. Acum de soare te poți ascunde? De soare te poți apropia să te încălzești de razele Lui? Sau poți să rămâi așa cum rămâne o piatră când o pui la soare? Aceeași. Poți să fii ca și zăpada aceea, ca și gheața aceea care, din gheața aceea care se apropie de soare, se topește toată când vede căldura, când vede lumina. Sau poți să rămâi indiferent și rece la această lumină. Hai. Ce vezi? Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Mă rog ca în această sărbătoare să vedem din nou lumina. Dacă cumva s-a întunecat această lumină, Domnul să lase această lumină din nou în viața noastră. E atât de important, pentru că lumina aceasta pătrunde noi. Psalmistul spunea, tu scoți la lumina feței tale păcatele noastre ascunse. Lumina aceasta a coborât în lume ca să lumineze pe cei ce zac în umbra morții. Și prin faptul că lumina aceasta luminează în viața noastră, lumina aceasta aduce mântuire, aduce curățire, aduce această bucurie pe care și magii, și păstorii, și Maria au avut-o. Mântuirea aceasta care a fost promisă de veacuri este mântuirea care vine prin Iisus Hristos. Aleluia. Poporul care umplea în întuneric vede o mare lumină și acolo spune Scriptura. De ce? Căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Asta este lumina. Poporul care umblă în întuneric vede lumina. Aleluia. Și această lumină este Iisus Hristos. Un prunc mi s-a născut, un fiu mi s-a dat. Ne bucurăm noi în sărbătoare de Iisus. Ne bucurăm noi în sărbătoare de mântuirea care ne-a fost adusă. Amin. În închinarea noastră, în părtășirea noastră, în doresc din toată inima, Iisus niciodată să nu lipsească dintre noi. Da. Mă gândesc la poporul Israel, un caz atât de negativ în momentul de față. Poporul acesta se aduna în templu timp de câteva sute de ani. În templul lui Dumnezeu ei se adunau, cântau, citeau psalmi, aduceau jertfe. Și în mijlocul lor nu se mai auzea Dumnezeu. Nu se mai auzea așa vorbește Domnul. Și era doar formă, era doar o tradiție. Mergeau dintr-un impuls al lor. Și Iisus și Dumnezeu nu era acolo. Și atunci când ei așteptau și știau că trebuie să vină Mesia, și atunci când Iisus vine, ei nu-L văd. Și îl văd alți oameni, prea puțin îl văd din popor și o să citim lucrul acesta. Mântuirea aceasta a fost adusă, dar cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan, a venit la ai săi, el a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, glorificat să fie Domnul. Ai dreptul acesta, am dreptul acesta să-L văd pe El, să-L cunosc pe El. Aleluia. Și este un har măresc lucrul acesta. Ce faci în sărbătoare cu Iisus? Îl acoperi cu programe, cu oboseală, mă gândesc la mine. Chiar vorbeam cu soția mea, anul acesta prea mult
Am alergat și am obosit pentru programe, repetiții. Și de multe ori îmi dau seama că oboseala aceasta duce și la acest lucru, să vin la adunare, să nu mai simt pe Iisus atât de puternic cum îl simțeam altădată. Și îmi doresc atât de mult. Și m-am bucurat în această seară că încă de când am intrat în casa aici, în casa lui Dumnezeu, l-am simțit pe Domnul prezent. Aleluia. Glorificat să fie Domnul. Aleluia. Îmi doresc din toată inima mea, aleluia, să nu las pe Iisus deoparte și să fiu încărcat cu programe. Sunt bune. E bine să slujim Domnului, dar să fim echilibrați și în toate să-L vedem pe Iisus. Amin. Și în toate să-L căutăm pe El. Spune cuvântul Domnului și să citesc un text despre nașterea Domnului. Atunci când l-au dus în templul, era un om acolo. Spune cuvântul Domnului, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Și el spune cuvântul Domnului despre el, el aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Amen. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu umbrat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe trupul lui Iisus ca să primească cu privire la el ce pronuncea legea, Simeon a luat în brațe, spune cuvântul Domnului, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, și ascultați ce cuvinte mărețe. Acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Glorie ta. Glorificat să fie Domnul. M-aș bucura să știu că aici în adunare, fiecare ochi a văzut mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Și atunci putem spune că în viața mea și în viața ta este sărbătoare. Pentru că Iisus Hristos este prezent, glorificat să fie Domnul. Mă gândeam la un frate care a suferit pentru credință, Haralan Popov, probabil a citit cartea. Se întâmpla chiar în ziua de 25 decembrie. Omul acesta să sufere, să fie în apele Dunării, să muncească acolo la muncă silnică, cum era pus. Și chiar în această sărbătoare, în ziua de 25, omul acesta relatează că s-a întâmplat că a căzut în apele acelea rece ale Dunării. El fiind un tendințat al Bulgariei pentru tendința lui Hristos, muncea la această graniță dintre România și Bulgaria, Dunăre. Și omul acesta a căzut acolo cu greu, Dumnezeu l-a scăpat, a ieșit la mal și spunea istorisirea că acolo, ud fiind în frigul așa de decembrie, a auzit clopotele bisericii bătând și niște măicuțe de pătare cântând și a dus aminte că e sărbătoare. Și a plecat acolo pe genunchi și s-a înălțat rugăciunea lui Dumnezeu. Eu cred că acolo a fost sărbătoare, pentru că pe fața acelui om au fost lacrimi de bucurie căci Iisus Hristos a născut. Și de ce spun asta? S-ar putea să n-ai masa plină. Dar asta nu înseamnă că nu-i sărbătoare. S-ar putea să mergi acasă și să fii singur. Dar asta nu înseamnă că nu-i sărbătoare. Când Iisus Hristos este în viața ta, vine și sărbătoarea glorificată să fie Domnul. Mântuirea lui Hristos se arată, pentru că Iisus Hristos a venit să lumineze pe cei ce zac în întuneric. Și dacă nu mai ești în întuneric și dacă nu mai zaci în păcat, pentru tine astăzi este sărbătoare, binecuvântat să fie Domnul. Un prim lucru care l-am sublinat în această seară, atunci când îl vezi pe Iisus cu adevărat în sărbătoare, în viața ta vine lumina, vine mântuirea, vine pacea, vine bucuria. Gândiți-vă la magi, spune cuvântul Domnului că s-au întâlnit cu Domnul și n-au mai mers pe același drum. Și au schimbat valoarea vieții lor. Gândiți-vă la păstori, când l-au văzut pe Iisus, spune cuvântul Domnului că au fost atât de bucuroși și au început să vorbească și au avut acea bucurie că l-au văzut pe Mântuitorul. Îmi doresc ca în fiecare sărbătoare, frați și surori, de fiecare dată când vă adunați aici în casa lui Dumnezeu, să fie Iisus la sărbătoare. Amin. Și zic, Doamne ajută la locul acesta. Amin. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc, atunci când îl vezi pe Iisus, gândindu-ne la textele care Biblia le menționează despre nașterea Domnului, atunci când îl vezi pe Domnul, îl vezi pe Domnul când te închini Lui, îl vezi pe Domnul că se coboară în închinarea bisericii,
îl vezi pe Domnul că este gata să-ți primească închinarea. Și aici mă refer la magi, dar înainte de asta aș vrea să citesc din Ioan, capitolul 12, un lucru interesant. Atunci când niște greci mărturisesc și spun, și noi folosim cuvintele acestea, ei spun cu tărie, vrem să-L vedem pe Iisus. Dar știți de ce vreau eu să-L vadă pe Iisus? Haideți să citim Ioan 12, versetul 20. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, ascultați, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Oamenii aceștia mergeau la templu să se închine la templu. Dar și-au dat seama de un lucru. Că închinarea fără Iisus nu este închinare. Și când au plecat la acel praznic să se închine, i-au spus lui Filip, un ucenic al Domnului, Domnule, am vrea cu adevărat, neapărat, ne dorim să-L vedem pe Iisus. Fraților, la acest praznic, la această închinare, la această părtășie, îmi doresc cu toții să-L vedem pe Iisus. Amin. Ne gândim la magi și aș vrea să citim din Matei. Probabil s-a citit, s-a predicat despre lucrul acesta. Oamenii aceștia, spune cuvântul Dumnezeu, că au venit din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeii. Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și spune aici, și am venit să ne închinăm lui. Au venit la templu, au venit la Ierusalim. Au zis, mă, sigur acolo trebuie să fie. Sigur acolo, pentru că acolo e Irod. Și omul acesta, fiind împărat, așa și spune, spuneți-mi unde îl găsiți, că vreau să mă închin și eu lui. Și în general, împărații romani și împărații de acea vremea și coordonatorii și conducătorii care erau puși, mai mari poporului, erau oameni care se închinau. Oameni care se închinau fie la un Dumnezeu străin, fie la zeul soare, fie la vreun obiect pământesc. Se închinau. Și Irod a vrut să se închine. Ciudat este că a trebuit să vină niște magi de la mii de kilometri de depărtare ca să se închine, să-L vadă pe Iisus și să se închine Lui. Așa spune cuvântul Domnului că au plecat, au intrat, au văzut, zice steaua, n-au mai putut de bucurie și versetul 11 spune, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui. Și spune, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-a închinat. Aleluia. Ce frumos! Să știi că vii aici în casa lui Dumnezeu și tot ce faci, faci ca să te închini Lui. Și toată proștenirea ta este ca să o faci pentru El. Este un efort oarecum, este un cost al închinării. Costul acesta fizic, dacă vezi, firesc, să vii kilometri, să bați drumuri, să te jertfești pentru Domnul, să-ți deschizi biseria, cum a deschis-o și magii, să călătorești prin frig, prin noapte. N-a fost ușor pentru ei. Dar a fost un cost care a meritat. Pentru că costul acesta al închinării, spune Scriptura că le-a adus bucurie. Le-a pricinuit o mare bucurie să-L vadă pe Mântuitorul. Aleluia! Există un cost spiritual, dacă vreți. Uitându-mă la ei, mi-am dat seama că de multe ori s-ar putea să nu facem lucrul acesta. Cuvântul Domnului spune că ei s-au aruncat, s-au proștenut în fața pruncului și i s-au închinat Lui. Cum stăm noi cu această proșternere, cu această smerire, cu această smerire când îl vedem pe Domnul, ce facem? Și ce spunea îngerilor păstorilor? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Dar nu a spus de slavă între oameni, pentru că slava este doar a lui Dumnezeu. Slava este doar a celui care merită toată slava și închinarea a lui Iisus Hristos. Coborând în este acea săracă, El s-a smerit, s-a umilit, a coborât la noi. S-a făcut, spune Scriptura, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. Dar i s-a dat, spune, numele care este mai presus de orice nume și orice genunchi să se plece în fața acestui nume
Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Asta vedea și Balaam. Un toiac de cârmuire se ridică. Un stăpânitor cum n-a mai fost niciodată. Și acest stăpânitor este Iisus Hristos. Și în fața acestui stăpân, orice genunchi trebuie să se plece. Ce faci în sărbătoare? Te proșterni atunci când îl vezi? Sau nu mai vezi? De atâta alergătură, de atâta stres, de atâtea probleme. Îmi doresc în această seară să-L vedem pe El aici. Amin. Și să ne proșternem. Merită Amin. Toată cinstea și închinarea. Merită efortul nostru. Nu că ar avea El nevoie de asta, dar noi facem lucrul acesta ca și ceva datorat. Pentru că El ne-a răscumpărat. Noi astăzi ne închinăm Lui și dăm slavă. Mi-aduc aminte, povestea bunicul meu. A fost închis în lagăr la Ruș timp de 7 ani și era o zi de sărbătoare. Nu știu exact ce zi era, poate chiar era nașterea Domnului în acea zi. Dar el s-a gândit așa în felul lui, că după ce a venit de război, a primit botezul. Nu există sărbătoare fără să te rogi, fără să te închini. Și cu prețul vieții putea să riște, putea să moară oricând. Dacă îl prindeau, îl împușcau fără discuție. A fugit din lagăr, s-a dus într-o biserică părăsită. A intrat în acea biserică, s-a plecat pe genunchi și a făcut o rugăciune. Așa cum a știut el. Și pentru ea asta a fost sărbătoare. A costat lucrul acela. Putea să moară pentru lucrul acela. Și a plecat înapoi în lagăr, a continuat munca sindică pe care a avut-o. Dar a știut că a fost o sărbătoare. Că s-a închinat lui Dumnezeu în această sărbătoare. Domnul să ne ajute să plătim acest preț al închinării, chiar dacă ne costă. Ne gândim la magi că i-au costat pe ei atâta drum. Și acum, dacă ne uităm la Irod, care a avut o închinare doar de pe buze, o închinare formală, aruncat așa cumva să se spele în fața poporului, dacă îl găsiți, spuneți-mi și mie că vreau și eu să mă închin lui. Zero. O închidare de pe buze, nu o închidare care să te coste. Spunea și David și știți ce frumos spunea, nu voi aduce jertfă Domnului fără să mă coste jertfa aceea. Domnul să ne ajute să înțelegem că trebuie să-L vedem pe El în sărbătoare și când îl vedem pe El, asta presupune închidarea noastră. Amin. S-ar putea să spui, o, da, îl văd la adunare, dar dacă nu-i te închin Lui, îl vezi degeaba. Magii când l-au văzut, nu au mai stat pe gând, nu au mai stat să vorbească între ei, mă, nu fi cumva alt prunc. Mă, a venit bine când l-au văzut, când au știut și atâta drum și atâta drumeție pentru ei, l-au așteptat să-l vadă, au avut acea dorință să-i se închine, n-au mai stat pe gânduri. Spune Scriptura că s-au proșternut, au căzut în genunchi și s-au închinat celui care s-a născut în este binecuvântat să fie Domnul. Îmi doresc și în viața mea și în viața dumneavoastră, la această sărbătoare, să nu uităm că trebuie să ne închinăm lui Iisus Hristos. Amin. Trebuie să-i aducem slavă și să îl vedem pe El la această sărbătoare prin închinare. Ce Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Mă mai gândesc la un lucru. Și anume, gândindu-mă la păstorul de data aceasta. Atunci când îl vezi pe Iisus, atunci când te întâlnești cu Iisus, gura ta se va deschide și va istorisi faptul că l-ai văzut pe Iisus. E atât de frumos. Spunea salmistul, când îți întorci privirile spre El, oricum ai fi tu, trist, abătut, apăsat, te luminezi de bucurie. Și spune salmistul, și nu ți se umple fața de rușine. Cu alte cuvinte, în momentul în care te întâlnești cu El, îl vezi pe El, fața ți se umple de lumină, de bucurie. Aleluia. Și atunci nu mai ți este rușine să spui, l-am văzut pe Domnul, m-am întâlnit cu El, Aleluia. Îl am pe Domnul în viața mea. E atât de frumos când văd oameni care se întorc la pocăință și sunt plini de râdă pentru Domnul și vorbesc cu oamenii și spun, uite unde am fost eu, vino și tu la Hristos, vino și la adevărata lumină, vino și tu ca să primești mântuirea. Pentru că atunci când te întâlnești cu El, atunci când îl vezi pe El în sărbătoare, nu mai taci și proclami. Și asta spune Luca 2, atunci când
Păstorii s-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul urcat în iesle. După ce l-au văzut, spune, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce se le spuneau păstorii. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu, ascultați, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau tocmai cum li se spusese. Păstorii, oameni simpli, n-au tăcut, s-au dus și au lăudat pe Dumnezeu despre tot ce au auzit și tot ce au văzut. Frați și surori, dacă vedem pe El în sărbătoare, să-L și mărturisim că L-am văzut. Îmi aduc aminte, în Matei, spune cuvântul Domnului despre doi orbi. Oamenii aceștia au venit la Mântuitorul. În capitolul 9, de la versetul 27 jos, este această întâmplare frumoasă. Spune cuvântul Domnului că au plecat acești, au venit la ei doi, acești doi orbi, au strigat la Domnul și au zis, ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbi au venit la el și Iisus a zis, credeți că pot să fac lucrul acesta? Da, Doamne, i-a răspuns el. Și spune aici cuvântul Domnului, atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-i după credința voastră. Și spune aici, și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Următorul verset. Dar ei, cum au ieșit? Au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. De ce? Pentru că l-au văzut pe Domnul. Fusese atâta timp în vestă, în întuneric, dar ochii lor au fost luminați și l-au văzut pe el. Și chiar dacă Domnul le-a poruncit cu tot din adinsul, să nu spuneți nimănui, cuvântul Domnului spune că ei cum au ieșit, au început să vorbească despre el. Știți ce mirarea de multe ori? Noi l-am văzut pe Domnul. Și Domnul nu ne-a spus să nu spunem despre El. Ci mai degrabă au zis, mergeți și vestiți. Proclamați Evanghelia. Proclamați la orice făptură despre mântuirea lui Hristos. Și spre rușinea noastră, de multe ori tăcem. Acești doi orbi, cum l-au văzut pe El, cum au început să vadă, au mărturisit despre El. Aleluia. Aleluia. Domnul să ne ajute să-L mărturisim. Când îl vezi pe Domnul, nu vei tăcea. Amintiți-vă de cei doi ucenici care erau spre Emaus. Spune cuvântul Domnului că la un moment dat erau ochii pedicați să-L vadă. Dar spune cuvântul Domnului după ce a șezut la masă cu Domnul, li s-au deschis ochii și L-au cunoscut. Și ce-au făcut ei? Chiar dacă n-aveau treabă, trebuiau să rămână acolo și au intrat în acea cetate să rămână. Spune cuvântul Domnului că din moment ce li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, au început să vorbească între ei și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi. Și spune, s-a sculat chiar în ceasul acela, s-a întors în Ierusalim. S-au dus la ucenici și au spus, l-a văzut pe Domnul. Și au mărturisit, n-a mai stat nicio clipă. Atunci când îl vezi pe El, atunci când îl cunoști pe El, gura ta nu va tăcea și vei spune lumii întregi și vei spune la cumpărături și vei spune pe stradă și vei spune la locul de muncă, l-a văzut pe Domnul, glorificat să fie El. Mă gândesc la preoți de data aceasta. Erau cu legea în mână și trebuiau să o proclame pe Dumnezeu. Trebuiau să proclame pe Mesia care trebuia să vină. Și atunci când a venit Mesia, au tăcut. Și l-au mers să-L vadă. Și mai degrabă s-au îndrădnicit, s-au încăpățânat și l-au mers să-L vadă pe Mesia. Dar au fost niște păstori care s-au dus și care l-au proclamat. Frați și surori, repet ceea ce am vorbit, suntem aici în sărbătoare. Îl vedem pe Iisus. Pentru că ne-a adus lumina și mântuirea. Glorificat să fie Domnul. Aleluia. Îl vedem pe Iisus în închinare. Pentru că El merită toată slava, gloria și cinstea. Și vrem să ne închinăm doar Lui. Și doar Lui și aducem slavă. Și vrem ieșind de aici, dacă L-am văzut pe El, să și proclamăm pe El. Îi aduc aminte de o soră, sora Ana,
din Timișoara, 80 de ani avea sora aceasta. Era o soră gârbovă, stătea plecată de spate și aveam un grup de slujire la spitale, mergeam și vesteam Evanghelia Domnului acolo, mergeam din salon în salon și făceam lucrarea aceasta frumoasă. De multe ori mă rușinam, vă spun sincer, că era ea, mai era o soră de 60 de ani, 1, 2, 3 tine. Și cam atât era echipa. Și când mergeam la adunare joi seara, se rupeau băncile de tine. Și femeia aceasta de 80 de ani, pentru că Dumnezeu se atinsese de viața ei, pentru că Dumnezeu intrase în viața ei și a răscumpărat-o și pe ea, așa cum era ea, gârbovă și-a nimănui. Femeia aceasta vinea, joi de joi era acolo. Și o țin minte, nu o să pot să uit pe femeia aceasta, chiar dacă a plecat la Domnul. Bătea la ușă, intram și n-am pucat mine să spun două vorbe la cei oameni din salon. Și era lângă mine și începea să proclame pe Domnul. Așa cum și ea, avea aceeași poezie. Dacă nu vă pocăiți, veți pieri de foc și de pucioasă. Erau niște cuvinte, poate un pic șoade pentru mine. Aceleași cuvinte. Dar mărturisea pe Domnul ei, că l-a văzut pe Domnul ei în viața ei. Și asta a făcut până a plecat acasă la Domnul. Domnul să le ajute pe toți să-L proclamăm pe El, amin. Să-L vedem pe El în sărbătoare, să nu cumva, prin alergarea noastră, prin zbuciumul nostru, să-L dăm la o parte. Știți, întâmplarea aceea se spune mult la această sărbătoare despre acel copil la care familia a chemat mulți musafiri, fiind născut proaspăt, să vadă, să se bucure prin locul ei. Și din neatenție au acoperit copilul cu gecile lor și la un moment dat și-au dat seama că nu-i copilul. Au dat seama că au venit cu un scop și și-au pierdut scopul și copilul era sufocat. Aș vrea ca Iisus Hristos niciodată, în niciun program, în nicio slujbă de aici, să nu fie scos afară, sufocat de ambițiile noastre, de cine suntem noi, de ceea ce cum sau cum cântăm noi sau de anumite lucruri. Nu. Și orice moment aici în casa lui Dumnezeu nimicești. Numele lui Iisus să fie proslăvit, numele lui Iisus să fie înălțat, lumina aceasta care vine din El să lumineze încă păcătoși, să mai întoarcă Domnul la mântuire, să mai ducă Domnul la viață nimicești oameni care să proclame, oameni care să se închine acestui Dumnezeu și în toate numele Domnului să fie lăudat între noi. Amin. Amin.